Bun găsit, vă spune de la Târgu Jiu George Dobre, derbiul rundei cu numărul 7 din Liga 1 Bergambir are ca protagoniste formațiile Pandurii Târgu Jiu și Rapid. Pandurii Târgu Jiu, surprinzătorul lider de după runda a 6-a cu 16 puncte. Pandurii Târgu Jiu are 3 puncte peste a doua clasată, este vorba de Steaua, și numai puțin de 7 peste Rapid, formația aflată pe poziția a 7-a clasamentului, însă trebuie ținut cont de un lucru. Rapidul are un meci mai puțin disputat, este vorba de derbiul cu Dinamo, care s-ar putea să se dispute în octombrie. Vedem imagini de la încălzirea celor două echipe, sunt surprize la Rapid în 11-le de start, sunt numai puțin de 6 schimbări făcute de Ioan Ovidiu Sabău față de formula utilizată din primul minut în meciul cu CFR Cluj din runda precedentă, un meci pe care rapidiștii l-au câștigat cu scorul de 3-2 în mod miraculos, pentru că au fost conduși cu 2-0 și au avut un om în minus încă din minutul 28. Pandurii a câștigat în ultimele două etape, de fiecare dată la limită, de fiecare dată cu goluri marcate în prelungiri, adevărat, însă au fost două succese, două victorii care au dus 6 puncte formației lui Petre Grigoraș. Este vorba, desigur, de cele obținute în meciurile cu Oțelul Galați și cu Poliaș. Iată formula de start a gazdelor. Pandurii Târgu Jiu începe meciul cu David Lazar în poartă, Bogdan Ungurușan, Iulian Mamele, Guzman Viera și Alexandru Vlad sunt în defensivă, Dan Nistor, Claudiu Voiculeț și Mihai Răduț se află în linia de mijloc, în atac un trio format din Alexandru, Maxim, Vali Lemnaru și John Ibeh. În continuare absent de la Pandurii Târgu Jiu portarul titular, portughezul Mingote. De asemenea, în această întâlnire, din cauza unei accidentări, nu poate juca nici fiul lui Petre Grigoraș, Alexandru Grigoraș. El s-a accidentat în meciul cu Poli Iași. Rapid începe meciul cu Peterson Pesania în poartă, Ionuț Voicu, Ovidiu Burcă, Glauber Berti și Vladimir Bojovici în defensivă. De la mijloc în sus îi găsim pe Paul Codrea, Miloș Pavlovici, Mihai Roman, Nicolae Grigore, Nemanja Milisavljević și Romeo Surdu. Este posibil ca acest sistem pe care noi vi-l prezentăm, 4-2-3-1, să fie de fapt un 4-3-3 cu Grigore în linie cu Paul Codrea și Miloș Pavlovici. Ne vom lămuri. Până acum, în acest sezon, Sabo a mizat pe un sistem 4-2-3-1. Vom afla dacă a schimbat sistemul pentru partida din această seară, ținând cont de faptul că Pandurii Târgu Jiu are o forță deosebită la meciurile de pe teren propriu. S-ar putea ca Sabău să utilizeze 3 mijlocași defensivi. Spuneam că sunt 6 schimbări la Rapid față de meciul cu CFR Cluj. Oros, Tecșeira, Grigorie, Herea, Goga și Ioschi au ieșit din primul 11. În locul lor îi găsim pe Burcă, Paul Codrea, Milisavljević, Grigore, Ionuț Voicu și Surdu. Pentru Paul Codrea este primul meci ca titular la Rapid după ce a semnat contractul cu formația giureșteană. De altfel a mai jucat într-o singură altă partidă până în acest moment, cea cu Poliaș. Am văzut rezervele de la Pandurii Târgu Jiu. Este vorba de Adrian Horvat, Adrian Rusu, Alin Ignea, Călin Cristea, Cosmin Băcilă, David Asmatulevicius și Karim Butagin, acesta din urmă eroul din meciul cu Oțelul Galați, atunci a reușit o dublă formidabilă. La Rapid pe bancă se află Călin Albuț, Ovidiu Herea, Daniel Pancu. Iată, revine Pancu după ce a absentat la ultimele 7 partide ale rapidiștilor din toate competițiile. Ștefan Grigorie, Dorin Goga, Stefan Figueiredo și Felipe Tecșeira. Surprinzător faptul că nu-l găsim pe Tecșeira în primul 11 al Rapidului. Ar putea fi un semn al faptului că Teixeira se pregătește de un transfer. Rămâne de văzut unde, la Steaua sau la FC Vaslui. Arbitrii acestui joc sunt Cristi Balaj, Miklos Nog și Sebastian Gheorghe. Curând va începe confruntarea. Am vorbit despre absențele de la Pandurii Târgu Jiu. Sunt absențe și la Rapid, mult mai numeroase din cauza accidentărilor și suspendărilor. Oros este suspendat în urma cartonașului roșu primit în meciul cu CFR Cluj. Accidentat sunt Duarte, Abrudan și Ilioschi. Renan nu a primit încă așa numitul certificat internațional de transfer, așa numita carte verde pentru a putea evolua la Rapid. În plus, Bilașu încă nu este pus la punct cu pregătirea fizică. Bilașu, ultima achiziție făcută de Rapid în această vară. Îl vedem pe Mihai Răduț. 3 goluri a marcat pentru Pandurii Târgu Jiu, este împrumutat pentru un sezon de Steaua.
a renăscut sub conducerea lui Petre Grigoraș, care și la Târgu Jiu putem spune că este cel mai tare din oraș. Antrenorul care a făcut treabă bună peste tot pe unde a fost. Ne aducem aminte de lucrurile reușite la Farul și la Oțelul Galați. Iedret a avut și o experiență nefericită la Poliaș până să ajungă la Pandurii Târgu Jiu. Sabău făcea o declarație foarte interesantă înaintea acestui joc. Spunea că speră ca victoria cu CFR să dea echipei sale forțe și curaj, să nu dea relaxare și de lăsare. Rămâne de văzut. Vom afla cum stau lucrurile în următoarele 90 de minute în această confruntare dintre Pandurii Târgu Jiu și Rapid, derbiul rundei cu numărul 7 din Liga 1 Bergambir. Cristi Balaj, un arbitru de top pentru acest derby. Începe confruntarea Pandurii Târgu Jiu în echipamentul obișnuit la meciurile de acasă, cel alb, Rapidul în Vișiniu. Un stadion aproape plin în această seară. Interes mare pentru această confruntare. Primește Johnny Beck. A mai jucat în România pentru UTA și Oțelul Galați, fotbalistul nigerian. Din nou Ibeh, un jucător capabil să finalizeze, dar și să paseze foarte bine. O pasă greșită a lui Nistor, a recuperat Voicu. Roman a încercat să treacă spectaculos de Alexandru Vlad. Maxim trimite lui Voiculeț. De carul gazdelor îl găsește pe Johnny Beck. Să vedem centrarea lui Ibeh. O centrare bună, minge este reluată de Lenaru. Să vedem continuarea. Răduț întoarce balonul pentru Alexandru Vlad. O nouă centrare de această dată pentru Lenaru. Minge ajunge la Ibeh. Pasă la Voiculeț, gol! Pandurii Târgu Jiu deschide scorul în minutul 4. Ce fază au creat oamenii lui Grigoraș. Ce entuziasm este acum la Târgu Jiu. Încă o dată centrarea lui Alexandru Vlad. Lemnaru n-a reușit să ajungă la minge. Ibeh pasează pentru Voiculeț, care șutează tare la colțul scurt. Nicio șansă pentru Peterson Pesania să scoată balonul. Practic Voiculeț a șutat printre doi jucători ai Rapidului. A prins execuția perfectă la această fază Claudiu Voiculeț. Este 1-0 pentru Pandurii Târgu Jiu. Început excelent pentru formația lui Grigoraș. Încă o dată golul marcat de Voiculeț în minutul 4. Totul a pornit la centrarea lui Alexandru Vlad. Pasă foarte bună a lui Johnny Beck pentru șutul superb al lui Claudiu Voiculeț. Pentru Voiculeț este primul gol din acest campionat. Lemnaru întoarce acum balonul pentru Maxim. Am văzut reacția pe care a avut-o Pesania, de asemenea cea a lui David Lazar. Codrea pasează către Surdu. Viera reușește să respingă. Faza continuă. Șutul lui Roman prinde David Lazar, internațional de tineret, golkeeperul gazdelor. Am văzut un cadru interesant cu Sabău discutând cu Marian Rada, cu unul dintre secunzii săi. Extrem de nemulțumit Sabău de felul în care au gestionat partida până în acest moment jucătorii săi. Guzman Viera pasează bine pentru Alexandru Maxim, aflat într-un duel cu Ionuț Voicu. Maxim pasează foarte bine pentru Valentin Lemnaru. Nu știu dacă a fost offside această pasă, dacă am avut o semnalizare corectă din partea lui Sebastian Gheorghe. Iată momentul, nu a fost offside. N-a fost offside în momentul pasei. Acum o minge pentru Roman. Roman poate șuta. Prinde David Lazar. Acțiune frumoasă a lui Mihai Roman. În mandatul lui Răzvan Lucescu a intrat în circuitul echipei naționale Răzvan Lucescu, un antrenor care înseamnă foarte mult pentru Mihai Roman, pentru că au lucrat împreună și la FC Brașov, și la Rapid, și la echipa națională. Bună centrarea lui Nicolae Grigore. Cornerul va fi executat de Figueiredo.
Să vedem ce va reuși brazilianul. Figueiredo și este la un pas de autogol. Usman Vieira, mingea a trecut puțin pe lângă bara din stânga lui David Lazar. S-a lovit de bară, cred, Lazar. Da, așa au stat lucrurile. Vieira chiar a fost la mică distanță de un autogol la această fază. Din nou corner pentru Rapid, presează formația lui Sabău în debutul acestei reprize secunde. A uitat să scoată brățara Figueiredo când a intrat pe teren. A observat acest lucru asistentul Sebastian Gheorghe. Din nou Figueiredo, trimite bine Glauber, prinde Lazar. Rămâne 1-0 pentru Pandurii Târgu Jiu. Respinge Mamele, Pavlovici vine acolo și pierde duelul cu Nistor. Nistor îl depășește pe Nicolae Grigore. Nistor trimite bine pentru Alexandru Maxim. Maxim față în față cu Glauber. Maxim continuă, Glauber intervine, este corner. Iată felul în care Nistor l-a depășit pe Nicolae Grigore. Și seria de driblinguri a lui Alexandru Maxim în duelul cu Glauber. La ultimul meci cu Pandurii, la penultimul meci cu Pandurii Târgu Jiu în calitate de echipă gazdă, într-un meci jucat la Severin, Rapidul câștiga la limită cu 1-0 datorită unui gol marcat de Pancu. Rezervă în această seară Pancu Rătuț, două driblinguri foarte frumoase. Pasează bine pentru Voiculeț, care trece foarte spectaculos. Voiculeț centrează și este gol! 2-0, Ibech înscrie după cea pasare decisivă la prima reușită a formației gazdă. Minutul 57, 2-0 pentru Pandurii Târgu Jiu. S-au inversat rolurile. Acum Voiculeț a fost omul cu pasa decisivă, iar Ibech la finalizare. Ce acțiune au reușit oamenii lui Grigoraș, o nouă fază entuziasmantă a acestei echipe minune creată de Grigoraș. Nu a fost offside. Se afla în spatele mingii în momentul centrării lui Voiculeț, Johnny Beck. Și este schimbare la Rapid. Va ieși Burcă. În locul său intră Goga, iese un fundaș, intră un atacant. Pavlovici trece în centrul apărării, cum au stat lucrurile și la meciul cu CFR Cluj în repriza secundă și în finalul primei părți din confruntarea cu CFR Cluj după eliminarea lui Oros. Pavlovici așadar fundaș central, Grigore va coborâ, nu va mai fi mijlocaș ofensiv, va evolua lângă Paul Codrea. Goga probabil lângă Figueiredo sau în postura de vârf împins de atacant central. 2-0 pentru Pandurii, o formație încă o dată o demonstrează rezultatele redutabile în meciurile de pe teren propriu. Romeo Surdu, Rapidul, etapa trecută a revenit de la 0-2 în meciul cu CFR Cluj și în 10. Acum trupa lui Sabău este în 11, în efectiv complet. Să vedem ce va reuși. Surdu, o pasă bună pentru Goga. Goga, Goga în fața golului, pe lângă poartă. Avea și varianta unei centrări pentru Figueiredo, Dorin Goga. Excelent această pasă a lui Surdu. Bună și viteza de reacție a lui Goga, a reușit să-l depășească acolo pe Bogdan Ungurușan. Figueiredo a așteptat centrarea, însă probabil că Goga s-a gândit și la faptul că brazilianul este marcat strâns de Ilian Mamele, de aceea a încercat varianta șutului. Goga este omul care a adus singura victorie, prima victorie din acest sezon a Rapidului. Este vorba de cea obținută în meciul cu Poliaș din runda a treia. O victorie la limită cu 1-0 pentru giuleșteni. Grigoraș încearcă să-și motiveze jucătorii. Cred că prin declarațiile făcute a obținut ce și-a dorit. Recunoștea la finalul meciului cu Poliaș că a fost o victorie norocoasă pentru echipa sa. Apoi îi certa pe jucători că s-au crezut învingători înaintea partidei. Am revăzut și mai avem încă o reluare a golului marcat de Johnny Beck după acțiunea superbă a lui Voiculeț.
Putem să-l considerăm jucătorul meciului până în acest moment pe Claudiu Voiculescu pentru ceea ce a reușit. E drept și Beh are în dreptul său un gol și o pasă decisivă, la fel ca și decarul gazdelor, însă această acțiune a lui Claudiu Voiculeț plus șutul reușit în minutul 4 fac diferența în raport cu colegul său. Nu că n-ar fi jucat bine în acest meci Johnny Beh. Milisavljević pasă pentru Bojović. Bojović centrează periculos Pancu pe lângă poartă. Cred că de la 15 metri a reluat balonul Daniel Pancu. Putea fi un super gol al capitanului Rapidului, capitanului obișnuit al Rapidului, să spunem. Foarte bună și centrarea lui Bojović. Iată cât de fină este această eroare a lui Pancu. Mingea a trecut destul de mult pe lângă poartă. Bună pasa lui Milisavljević acum pentru Bojović, urcă muntenegreanul. Bojović centrează și ratează șutul Figueiredo. A ratat șutul brazilianul dintr-o poziție bună la marginea careului. Totul mersese bine până în momentul șutului Stefan Figueiredo. Excelentă pasa lui Milisavljević. Bună și centrarea lui Bojović pentru brazilian, însă șutul a fost unul dezamăgitor. Și este contraatacul gazdelor. Maxim îi trimite lui Răduț, care pasează din prima spre Ibex și este o pasă perfectă. Africanul urcă spre careul advers. Johnny Beh încearcă o serie de dribling-uri, minge pentru Răduț peste poartă. Însă din nou o combinație foarte, foarte frumoasă a celor de la Pandurii Târgu Jiu. Pesania lasă bine mingea mamele pentru Vlad. Ar fi nedrept să îi lăudăm de la Pandurii Târgu Jiu doar pe cei din linia de mijloc și din atac, pentru că și apărarea a funcționat la parametri foarte buni în acest joc. Răduț a fost jenat acolo de Codrea, însă spuneam și în prima repriză, ca să-l convingi pe Cristi Balaj să acorde lovitură liberă, e nevoie de mai mult. Pancu îl faultează pe Călin Cristea și vede un cartonaș galben. Frustrat probabil Daniel Pancu de rezultatul din acest moment. Este un jucător cu mentalitate de învingător, un fotbalist care dă maximum de fiecare dată. Este, nu este final, ba da, până la urmă este final de joc aici la Târgu Jiu. Pandurii Târgu Jiu învinge pe Rapid cu 2-0. Goluri marcate de Voiculeț în minutul 4 și Beh în minutul 57. Liderul demonstrează că este într-o formă foarte bună. Ajunge la 19 puncte formația lui Grigoraș. Are 17 goluri marcate în 7 partide. 6 victorii și o remiză pentru Pandurii Târgu Jiu. Rapidul rămâne cu cele 9 puncte acumulate până în acest moment și doar 7 goluri înscrise în 6 meciuri de formația lui Ioan Ovidiu Sabău. După victoria din meciul cu CFR Cluj, iată că pentru Rapid vine primul eșec din acest campionat, a doua înfrângere per total după cea suferită în partida cu Herenveen din Europa League. Etapa următoare, Pandurii Târgu Jiu are un meci foarte dificil cu Petrolul Ploiești, vor urma confruntările cu CFR Cluj și cu Dinamo. Rapidul va juca în rundele următoare cu Bistrița, Steaua și Viitorul Constanța. Revedem golurile acestei partide, apoi vom merge în studioul DigiSport Special, unde vă așteaptă Vali Moraru și invitații săi, Nana Falemi, Bogdan Mara și Radu Paraschivescu. Voiculeț a deschis scorul în minutul 4 din pasa lui Beh. În minutul 57 rolurile s-au inversat. Voiculeț i-a pasat lui Ibech pentru a doua reușită a formației gazdă. Nu uitați, mâine avem 4 meciuri în direct. Pandurii Târgu Jiu Rapid se termină cu scorul de 2-0. Sunt George Dobre, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune. Rămâneți pe DigiSport pentru DigiSport Special. La revedere!